Dragi credincioși, peste câteva momente ne vom ruga împreună rugăciunea frumoasă, Crezul, simbolul apostolilor. Și aici întâlnim un adevăr pe care îl amintim ori de câte ori recităm această rugăciune și ne exprimăm această credință în acest adevăr. La 40 de zile, Iisus s-a înălțat la ceruri și a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți. Astăzi celebrăm această sărbătoare minunată. Iisus părăsește acest pământ într-un mod glorios, solemn. Nu fatal, nu disprețuit de cei din jur, nu în suferință și în chinuri, ci în sărbătoare. Este învăluit în slavă, este primit de Dumnezeu Tatăl Ceresc în ceruri. Acesta este adevărul prim pe care am dorit să-l conturăm mai mult în aceste momente, în această zi de sărbătoare. Hristos este în ceruri și a de la dreapta lui Dumnezeu. Mai mult, din această relatare, reiese că Dumnezeu dorește cu fiecare dintre noi să realizeze acest plan. Să plecăm din această lume într-un mod solemn, glorios și cu o speranță vie către o viață adevărat frumoasă. Acolo să ne împlinim menirea noastră, existența noastră în ceruri. Și pentru aceasta, Hristos ne oferă o misiune. În Evanghelie, ca și în celelalte lecturi, este în evidență această misiune pe care ne-a oferit-o Hristos. Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, spune Hristos. Așadar, mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Să ne imaginăm pentru câteva momente că într-o bună zi se întâmplă ceva neașteptat. Iar părinții noștri, mă refer în privința celor care mai sunt în grija părinților, sau cei care sunt responsabili de locul în care trăiți sau vă desfășurați activitățile, ar trebui să plece într-o călătorie mai lungă, într-o altă parte. Și ne fac responsabili de toate activitățile din casă sau din munca, meseria pe care o întreprindem. Absolut toate. Cum ne-am simțit? Dacă ne lasă și o listă de activități și de responsabilități pe care le avem de îndeplinit, cum ne-am simțit și ce planuri ne-am face în mintea noastră? În fața tuturor acestor lucruri, s-ar părea că am ezitat pentru început. Poate îmi spune, vă rog, nu plecați, nu mă lăsați singuri cu toată această responsabilitate pe umeri. Ei bine, ceva asemănător s-a petrecut și la înălțarea Domnului. Dacă am vorbit despre părinți,
sau despre responsabili și plecarea lor. Vorbim aici despre Iisus, responsabil de biserică și de plecarea Lui. A plecat de acasă pentru un timp. Biserica este peregrină pe acest pământ. Încă este în această casă care se numește pământ. Iisus pleacă, dar nu o lasă singură. În continuare, își întinde brațul său ocrotitor și o întărește, o sprijină. S-ar părea că Iisus ne spune și nouă astăzi: eu mi-am făcut deja partea mea aici pe pământ. Acum trebuie să vă faceți și voi partea voastră, însă nu vă îngrijorați, pentru că eu vă voi observa, eu vă voi binecuvânta, eu vă voi lumina. Așadar, odată cu înălțarea lui Hristos la ceruri, începe un nou proces. Iisus continuă să fie din nou protagonist, însă și responsabil de această lucrare, și de asta are grijă de ea să continue și să se dezvolte. Însă responsabili suntem și noi atunci când împlinim sau nu împlinim cuvântul Său. De asta astăzi Hristos ne atenționează de misiunea, ne face conștienți de această misiune la care ne-a chemat pe fiecare în parte, de a fi discipoli, ucenicii Săi, care să anunțe vestea cea bună a mântuirii tuturor oamenilor. Ce trebuie să facă un discipol al lui Hristos? Ceea ce a făcut și Hristos personal: să anunțe bucuria mântuirii, iertarea păcatelor, să predice cu bucurie și să convertească multe inimi cu forța cuvântului și a mărturiei vieții. Spune frumos Sfântul Augustin: ceea ce este creștin într-un creștin este tocmai Hristos. Avem această garanție că El a rămas și rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor. Ei bine, Hristos este Cel care face din noi să fim și să ne numim creștini. Această frază ne ajută să fim conștienți de faptul că ceea ce facem în numele lui Hristos nu se realizează din meritele noastre, ci din harul Celui înviat și înălțat la ceruri, prin intermediul Duhului Sfânt, pe care vom celebra peste câteva zile în ziua de Rusale. Nu devenim cu toții predicatori în adevăratul sens al cuvântului de aici, de la pupitru, însă cu toții trebuie să predicăm în felul nostru, prin modul nostru de a fi, de a vorbi, de a acționa. Acolo unde mergem, nu trebuie să fim muți, ci să transmitem ceva. Și acest ceva este mesajul mântuirii, vestea cea bună, iubirea lui Dumnezeu pentru fiecare om, pentru fiecare în parte dintre noi. O istorie ne spune că toate lucrurile din iad, la un moment dat, s-au ocupat. Mai rămăsese doar unul singur, iar cel rău, Satana, căutea să
îi fac favor celui mai rău om dintre oameni, care merită acest loc în adevăratul sens al cuvântului. Și-a colindat peste tot, dar nu a găsit niciunul vrednic de acest loc. Când era gata să-și piardă speranța, să abandoneze, a găsit unul cu mutră de nevinovat. Ce faci? L-a întrebat el. Nimic. Cum adică nimic? Păi, oamenii sunt răi, fură, săvârșesc lucruri necurate, se bat, se ceartă, se omoară. Dar eu nu mă bag. Eu stau liniștit. Nu fac nimic. Chiar spui adevărul? Da, nu fac nimic. Atunci, locul tău este meritat în iad. Este al tău. A vedea că oamenii sunt răi, că lucrurile merg rău pe toate fronturile, iar tu stai pasiv și nu faci nimic, fără măcar a încerca să rezolvi ceva, este un lucru grav. De aceea poftim răsplată. Îți meriți locul în iad. Dragi credincioși, de multe ori, indiferența, lipsa de responsabilitate, de angajament, ne scutește sufletul de multe fapte bune și astfel riscăm să greșim înaintea lui Dumnezeu cu păcatul omisiunii. Acest imperativ, mergeți, se adresează și nouă. Hristos ne spune și nouă astăzi același lucru. Mergeți, predicați, botezați, învățați lumea că Dumnezeu este iubire și că ei, lumea întreagă, trebuie să se comporte cu iubire, cu bunătate. Acest lucru ne angajează pe fiecare în parte. Știm că înălțându-se la cer, Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri. Iisus, Fiul Său, ne l-a trimis pe Duhul Sfânt și este prezent în viața noastră cu harurile sale. Așadar, responsabilitatea noastră nu este o povară prea mare atunci când Dumnezeu este cu noi. El ne însoțește, ne este aproape. Să lăsăm ca aceste daruri ale lui Dumnezeu, care inundă sufletele noastre, să ne facă rodnici pe noi, dar și pe semenii noștri. Să ne deschidem inima inițiativei lui Dumnezeu de a face din noi ucenici, vestitori, mărturisitori ai Săi, pentru ca fiecare om să cunoască vestea cea bună, pentru ca fiecare om să aibă parte de bucuria mântuirii, de efortul pe care l-a dus aici, pe pământ, Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ca oamenii să aibă parte de pace, de liniște, de iubire adevărată. Să ne rugăm în continuare ca Bunul Dumnezeu să ne însoțească mereu cu înțelepciunea Sa, să ne facă vestitori neîncetați ai Cuvântului Său, viața noastră să fie pentru această cauză nobilă, iubirea, care este esența fiecărui creștin, să ne dea înțelepciunea ca să nu ne îndoim nicio clipă de această iubire minunată, să ne dea tărie pentru a nu devia în drumul nostru de credință și să ne dea înțelegere pentru a pricepe în fiecare zi tot mai mult ceea ce așteaptă El de la noi, care este planul Său cu fiecare dintre noi.
Hristos s-a înălțat.